Între prieteni, între persoane care iubesc cartea, suntem aici de față, scriitori, iubitori ai culturii, lugojeni care frecvent sunt la evenimentele culturale și care înțeleg fenomenul cultural. Dacă în urmă cu o săptămână, tot aici la Casa Grădicenilor, ne-am întâlnit cu oaspeți din Slovenia, din Ungaria și cu scriitorii lugojeni, având un dialog plăcut, constructiv și împărtășind oaspeților noștri despre fenomenul literar lugojan, despre scriitori. Astăzi suntem împreună cu domnul Daniel Luca, director al editurii Castrum de Times, care a venit cu un desant aducând alături de noi cărți inedite, cărți pe care cu siguranță le vom savura, le vom citi cu plăcere, dar pe lângă cărți au venit și autorii acestor cărți. Sunt impresionată și aduc mare mulțumire lui Daniel Luca, lui Nicolae Toma, care au făcut posibilă această mobilizare, venind alături de noi, scriitori din Timișoara, din Arad și din Lugoj. Este într-adevăr, numai dând citire numelor, o listă de scriitori valoroși, oameni pe care îi cunoaștem și pe care îi apreciem. Ela Iacab, Mihai Ursulescu, Maria Rogobete, Remus Valeriu Giorgioni, Nicolae Toma. Am făcut o impolitețe, probabil începând cu lugojenii, dar continuăm cu cei din Timișoara, doamna Veronica Balaj, Jiva Fițu, Camelia Monica Cornea și, bineînțeles, domnul Daniel Luca. Din Arad salutăm prezența doamnelor Lia Teodora Ianto și Monica Daniela Herbei. De multă vreme, cred că la Lugoj nu am avut parte de atât de mulți scriitori adunați aici, unde Casa Brădicenilor oferă întotdeauna un spațiu propice pentru astfel de evenimente, simțind vibrația și energia lui Lucian Blaga, care a creat aici opera sa dramatică și o parte din poemele sale. Daniel Luca, cu admirație, cu respect pentru ceea ce faci, pentru calitatea acestor cărți scoase în condiții grafice deosebite, pentru seriozitate, pentru promptitudine și, nu în ultimul rând, pentru spiritul tău managerial. Sunt calități importante, necesare în ziua de azi, într-o vreme în care cartea nu este tocmai o marfă, să-i spunem, o marfă vandabilă, dar în funcție de manageri, de oameni cu suflet, aceasta poate să circule, să ajungă acolo unde trebuie, la cititori. Bine ai venit, Daniel Luca, bine ați venit, dragi oaspeți. Daniel Luca, te ascultăm. O să stau jos. Da. Bun găsit. Lugojul ocupă încă parte din inima mea. Dar ce să fac, azi n-am fost punctual, le recunosc, îmi pare rău, îmi cer, nu, îmi cer scuze, fără rău. Așa a fost o nebunie de trafic, care mai aveam reușit să ajungem pe autostradă, dar bine că am ajuns cu bine, asta este și mai important și sănătos. Mă bucur din nou să mă aflu în mijlocul dumneavoastră, pentru că de fiecare dată fac cu bucurie. Am prieteni dragi aici, așa că nu ca să îndoială că de câte ori pot să vin cu drag și cu plăcere. Despre editura, trebuie să spun că am început în 2020, deci avem 3 ani de funcționare, deși din martie 2020 am fost înregistrat, bineînțeles, din cauza
improprii ale pandemiei, abia prin septembrie am reușit să începem activitatea. Dar de atunci am reușit să mergem înainte. În primul rând cu sprijinul lui Nicu Toma, care este aici un argint viu pe lângă mine, suntem două fieri diametral opuse, dacă ne înțelegem foarte bine, atât de bine cât ajung oamenii care ne ascultă să crede despre noi că suntem neamă. Deci chiar la Fluviu s-a întâmplat chestia asta, mergând spre roșii ori de vede. Și îi mulțumesc mult pentru toată colaborarea de care, și deschiderea de care dă și a dat și va da dovadă în continuare. Alături de noi, bineînțeles, nu este aici, n-a putut să vină Cara Mola, cu care iarăși colaborez la copertă. Una dintre coperțele de față este făcută de fiica unei autoare, fiica Daniela Elbei, nu greșesc, da? Așa. Francesca Tiziana Restivan. Am adus aici o parte din cărțile apărute la editura noastră, nu toate. Bineînțeles, n-aveam cum de trează el așa arătătate. Și o să să-i dau cuvântul întâi lui Jiva Fițu, pentru că este în sală și nu îndeznește să vină aici. Așa că rog, mi-a promis că o să fie scurt ce o să spună poezia. Are o carte... Haideți aici. La microfon. Cum se cheamă cartea care a programina? Spune acum. Cartea? Da. Deci cartea se numește... E o carte de proză care redă un fragment de timp de 6 luni pe un șantier din Irak în anul 1981-82. Cartea se numește Gustul de vis și de praf al pâinii. De ce am intitulat așa? Așa am simțit atunci titlul ei. Nu știam că voi reuși să scriu o carte, dar îmi doream. Ce e sigur, nu știam că voi publica. Deci era anul 1981-82. Nu trebuie să dau altă explicație, să înțelegi de la sine de ce nici nu-mi doream, nici nu-mi doream să public, pentru că nu puteam. Știți, și am intrat într-o barcă, în vapor, în submarin, cu dorințe, cu visele, știți. Dar, de fapt, acest titlu începe cu visul de praf al pâinii din cauza că noi am plecat de aici, pregătiți, mă rog, prin întreprindere, am plecat cu gândul că vom câștiga un ban în plus față de salariu. Un ban prin muncă, oficial, în organizație, permis organizat de statul român. Ne-am gândit că este o ușurare financiară pentru familie. Eram tânăr căsătorit, aveam 2 copii, am primit apartament de 2 camere din Timișoara de la întreprindere, deci aveam, cum se spune așa atunci, tot viitorul în față. Și în momentul editării cărții sau alegerii copertei cărții, ne-am exprimat dorința față de domnul Daniel, coperta întâi să conțină o imagine optimistă, și ca și culoare, și ca și simbol. Și i-am făcut propunerea dintr-o fotografie, dintr-o carte de călătorii turistică făcută de japonezi pentru irachieni, am adus-o, am cumpărat-o și am adus-o, și am spus să alegem această poză cu palmierii, ca să fie optimistă, deci și cer luminos, și palmieri, care întotdeauna pentru noi localnici însemna, de fapt, simbolul unui concediu undeva într-o insulă din Atlantic sau în altă parte. Și am spus, vă rog frumos, pe coperta a patra să punem contrarul, să punem
o imagine din deșert, simplă, simplizată, care se cuprindă dunele, linia simbolică a dunelor de nisip și se cuprindă culoarea aceea luminoasă și incertă de galben, roșu. Am insistat asupra galbenului pentru că însăși localnicii din Orientul Mijlociu de acolo și-au intitulat furtuna de nisip, care vine din când în când, galben, să zice în arabă, aspăr. Și, deci, să fie un balans între vis și opusul visului. Așa, și simțind de acolo, din teren, încă din șantier, că viitoarea generație tânără, peste ani, nu va fi de acord prin inerție, nu prin rațiune sau prin... Nu va fi de acord cu un titlu lung, cu gustul de vis și de praf al făinii, în paranteză, dedesubt, am subintitulat-o pentru posibilitatea de a fi variantă, doar vis și praf. Dar atât domnul... Am întâlnit o metaforie, din... să fie o metaforie, o poezie de lucru. Da? Nu am zis. O poezie scurtă, intitulată Despre iubire. Bună dimineața, fecioară! Privește-mă și pleacă să mă bucur, să mă doară. Bună ziua, femeie! Iubește-mă și pleacă, inima-i plină, inima-i seacă. Bună seara, bătrână! Încălzește umbra amintirii, slugă, stăpână. Să încep din stânga mea și aceea din dreapta, nu așa. Vreau să spun că pe Daniela Hebei, acum am cunoscut-o persoană prima dată, ne-am auzit, am vorbit, dar uite că între Arad și Timișoara există Lugojul punct de referință. Și e la a patra carte. Asta era, să încep cu o mărturisire, deși la a patra carte publicată nu am nicio lansare de carte, din cauza tracului pe care l-am de a vorbi în public. Acum văd că chiar deschide... De ce am ținut să subliniez asta? Pentru că am ținut să apar aici, ca să mulțumesc și în mod public domnului Luca, pentru seriozitate, pentru rapiditate, profesionalism și prietenie. Repede am mers, mi-am avut cartea în brațe și ce am apreciat din nou pentru delicatețea cu care m-a tras de mânecă când ceva n-a fost bine, pentru că eu am ținut să am coperta și restul făcut de mine. Bine. Recunosc, la unele n-am ținut cont și dânsul a avut dreptate, nu eu. Și pentru asta îmi mulțumesc că a fost o lecție. Deci, pentru mine, sper să fie încercare în colaborări. Mulțumesc. Despre carte, cartea mea se numește Pâș-pâș prin suflet. Eu sunt inginere de meserie, am mai fost întrebată de ce scriu. Cred că la mine este un suflu de sentimente. Nu știu să mă exprim bine prin biograi, așa că am ales să scriu. Probabil că sunt prea multe sentimente. Am scris și un roman, am obținut prin el iertare. Adică am iertat eu pe alții și am putut să-mi văd de viață mai departe. Și nu pot să spun că scriu și pentru mine, nu numai pentru ceilalți.
Așa am descris-o. Poezia se numește Mai dă-mi o oază de dulceață. Cât de multe ne dorim de la timp, prezent și cel rămas, când e momentul să-l oprim, mergând la pas, în cel din urmă ceas. Uitasem să respir și să mă bucur, doar așteptând un timp în plus, și simt în jur un ceas obscur, având un sol de dragoste inclus. Acum, când știu că totul e trecător, îngână-mă în ale tale brațe, furișa-i gânduri, ce cumplit mă dor, de realități și dorul coață. Înlătură-mi supliciul nemuririi, prins în ale așteptării tale, și strâns în mrejele iubirii, pierdută fiind în gândurile tale. Mai dăm o oază de dulceață, să mă întorc să te iubesc, în fiecare moment și fiecare viață în care am uitat să mă iubesc. Da, frumos! Daniela Herbei, în cursul zilei de astăzi, am avut o conversație cu o lugojancă stabilită de mulți ani în Germania, cu Ildi Tărăc. Și Ildi îmi spunea că o cunoaște pe Daniela doar din mediul online, dar o apreciază, o admiră. De vreo 2 ani corespondează și activează într-un cerc literar online și a dorit neapărat o carte cu autograful Danielei. Ildi este în Lugoj, dar e foarte bolnavă, răcită și a zis că lasă virus și să fie doar cu ea, nu ne aduce nouă. Așa că multe salutări și pe această carte. Aveți o admiratoare pe Ildi Tărăc. Deocamdată. Te Veronica Balaș mă leagă o prietenie veche, am prelăbărat de multe ori de-a lungul timpului. Cu volumul de proză, tatuaj interior, chiar am deschis colecția Corindon la noi la editură, a avut încredere să apeleze la noi și mă bucur. Sunt două cărți apărute la noi, nu? Cea de două deocamdată, da. Pentru care vă mulțumesc și vă felicit. Și eu mulțumesc. Mă ridic ca să le spun așa de la înălțimea privirii, că declar încă o dată public, tare iubesc pe lugojeni, am niște motive speciale. Și ei știu asta. Am prieteni buni aici, așa că e o seară cu accente magice, pentru care vă mulțumesc că simt vibrația de cum am intrat. Prietenii ne-au primit așa cum știu ei. Lugojul este un centru cultural care, acum, chiar dacă e puțină exagerare, concurează, dar concurează bine Timișoara. Cred că vreți să vă mutați la Lugoj. Da, știți ce? Că la voi e o concentrare de evenimente culturale și de oameni foarte talentați, foarte implicați, foarte consecvenți. Fără, n-am auzit să fie, știi cum se practică în literatură, grupulețe, certuri, mă rog, orgolii, ifose de prestigiu și așa mai departe. Și asta nu spun doar de la mine. Să știți că am fost într-un cerc în care erau și bucureșteni și culmea și ei au recunoscut. Da, privind în timp, nu numai azi, în timp, Lugojul este înscris pe harta culturală a Banatului cu insemne absolut particulare, chiar incomparabile și datorită istoriei culturale a orașului și chiar suntem într-un loc istoric. Asta nu ține de complezanță, este pur și simplu un adevăr. Și un motiv în plus de a iubi și de a estima pe lugojeni pentru această atitudine de verticalitate în fața vieții culturale care a avut meandre, are, așa e timpul, așa sunt vremile, dar ei rămân în continuare cu perseverență, cu talent, cu onestitate să își aibă un loc
pe care îl câștigă pe merit în această viață culturală extrem de, de altfel colorată, nu doar în Timișoara, nu doar în Banat, peste tot, nu ne agresează tot felul de informații culturale, dar Lugojul este absolut distinct, pentru asta vă iubesc în plus. Am bucuria de să vă reîntâlnesc și tare am fost încântată când am primit invitația că voi întâlni din nou prietenii mei, pe Adriana, pe Nico, pe Ela, deși nu ținem legătura, dar suntem în consonanță, cred. Admirabilul domnul Giorgioni, care la nivel național se știe că nu mai are nevoie de cuvintele mele. Toma Nicolae. Toma Nicolae, pe care știm din vremea taberelor literare și când era un personaj, mă rog, calat mai mult pe ironie și așa, versul Jucăușe a devenit un înțelept poet acum. Așa. Deci, dragii mei, am publicat un volum intitulat Tatuaj interior la editura lui Daniel și pentru că a fost, în primul rând, eu știu, vizual impresionantă, a făcut Toma, Tomiță, o copertă, încât în clipa când a văzut-o, domnule, n-am știut cui să-i sar de gât să-i mulțumesc. Așa că acea copertă, în primul rând coperta, a făcut niște drumuri importante. Se află acum la Montreal, e la Ottawa, în Canada, e la prieteni prin țară. Ce semnifica era o proză jurnalieră din perioada pandemiei, în care eu am încercat să-mi fac prietenă singurătatea. Multă lume a fost singură în pandemie, dar eu în mod special. Singură într-o casă destul de mare, izolată, văzând la geamul dinspre mall, văzând la cealaltă terasă mașinile de poliție care non-stop erau cu, mă rog, cu luminile aprinse și asta nu îți dădea chiar o stare teribil de plăcută. Este o carte care poate cândva va fi doar așa, o trimitere spre ceea ce au simțit unii dintre noi cândva atunci, din păcate, așa a fost situația. Oricum, cartea nu, să nu vă închipuiți că este tristă acolo și plină de lacrimi. Din potrivă, sunt niște consemnări ale unor trăiri interioare, dar și date despre ceea ce se întâmpla. Asta este tatuajul interior. Singurătatea mea... Singurătatea mea juca atunci niște roluri foarte interesante. Am descoperit-o. Când era bățoasă, furioasă, agasantă, când era puternică, spătoasă, gata să mă poarte pe brațe, să mă salveze, un personaj, era un personaj. O a doua carte care a apărut anul acesta, în luna martie, este o carte în care am adunat cele mai importante și pe care am reușit să le păstrez, cronici literare, se numește Cronici, dialoguri și... Interviuri. Nu dialoguri, cronici... Nu, cronici, interviuri și nu mai știu cum. Așa. Am niște, da, niște note de, să zicem, de memorie literară, câteva din lansările de carte făcute de mine prin Israel, prin alte părți, Franța, Austria, Madrid și așa mai departe și acolo fiecare este o poveste. Mă rog. Daniel mi-a făcut bucuria ca această carte să apară și să mi-o ofere în mod surprinzător în 18 martie, când a avut loc lansarea romanului Rotirea neamurilor la Senatul Universității de Medicină și asta a fost surpriza, că era lansat un roman și el a venit cu cartea aceasta, în care am zis că
se pierd aceste opinii ale unor colegi de breaslă care au notat despre cărțile mele, așa cum vi se întâmplă și dumneavoastră. Iar eu fiind o exemplară persoană dezordonată în aceste direcționări, a strânge hârtiile, a le înmagazina, a le îndosaria, am zis, hai să-l salvez ce se mai poate, că și așa le pierd multe dintre ele sau pierd. Asta este colaborarea mea cu Daniel. Cronici, dialoguri, confesiuni. Așa, confesiunile erau lansările de carte de temiri unde, din lume, care fiecare își are o poveste și practic singurul câștig nostru, cred că este după o lansare de carte, această, să-i spun, bulă sau o bulă, mă gândesc la ceva închis, așa ca un rotund, emoțional, pe care îl purtăm după aia cu noi. Alt câștig al autorului, cel puțin pentru mine, nu cred că este. Eu niciodată nu-mi vând cărțile, totdeauna le ofer. Și acum la medicină, cine a intrat pe ușă, a primit un volum. Ideea n-a fost a mea, ci a profesorului universitar, doctor, director, editorii Victor Babeș, domnul profesor Coenaru, care așa procedează. Deci, mă aflu cu bucurie aici la voi și dacă sunteți de acord, pentru că nu pot citi nici confesiunile, că ar fi prea lungi și plictisitoare, nu pot să spun nici mai mult despre tatuajul interior, dacă îmi permiteți, citesc unul sau două poeme. Corect. Dintr-un volum care chiar este o bucurie, a apărut nu acum, tot în pandemie, la editura Academiei din București. Se vede că am avut timp în pandemie să-mi iau curaj și să suport toate culoarele care ți se impun într-o colaborare cu editura Academiei. Începând de la recomandări de la niște membri plini ai Academiei, continuând cu CV-ul, cu ședință de redacție pe care au ei și ai emoții, mă primesc, nu mă primesc, mă accepte, nu mă așa, cu redacție.